Bună seara, stimați telespectatori! Vă mulțumim că ați acceptat invitația postului Capital TV. Astăzi, într-o seară frumoasă de septembrie, când încă mai simțim vara lângă noi, să sperăm cât mai mult, avem în studio doi invitați din partea Partidului Pro România, organizația Petroșani, respectiv domnul Francis Gheșner. Bună seara și mulțumesc de invitație. Și doamna Monica Bocco. Bună seara. Domnul Francis Gheșner, după cum știți, sau probabil știți, este candidatul acestei organizații Pro-România Petroșani la funcția de primar pentru alegerile locale, iar doamna Monica Bocco este candidat pentru funcția de consilier local pe listele Pro-România Petroșani. Deci, haideți să continuăm acest marș pe care organizația dumneavoastră îl face de o lună încoace. Cred că și mai mult, pentru că eu v-am văzut pe străzi și prin iulie și prin iunie, stând de vorbă cu oamenii. Deci cum ar veni o campanie electorală permanentă, pentru că știu de ce ați dorit ca să fiți cât mai cunoscuți și cât mai aproape de toți cetățenii. Asta din discuțiile pe care le-am avut cu noastră tot pe stradă, că ne întâlnim frecvent. Și aș începe cu noastră, domnule Feri, în primul rând, ca pentru mine, sunt foarte curios ce v-a adus să candidați pentru listele Pro-România. Noi n-am mai avut emisiune împreună și asta pentru curiozitatea mea personală. Deci, în primul rând, ce m-a determinat să candidez la primărie este nemulțumirea mea și nu numai mea, tuturor, a majorității locuitorilor din Valea Jiului, adică din Petroșani, că aici ne referim la Petroșani, pentru că nu se mișcă nimic în Petroșani. După cum vedeți dumneavoastră, industria a murit sau este pe moarte, iar nu se face nimic în loc. Populația s-a împuținat, tinerii au emigrat în alte zone ale țării mai dezvoltate sau dincolo de granițele țării să-și găsească un rost. Ce m-a determinat să candidez din partea Pro-România? În primul rând am găsit o echipă unită, o echipă de oameni profesioniști, o echipă de oameni serioși și profit de această ocazie să amintesc faptul că în echipa noastră există și persoane de sex feminin și chiar mă bucură și sunt onorat că sunt în prezența colegei mele Monica Bocco aici. Deci pe primele patru locuri eligibile la funcția de consilier local, iată, avem prezente două doamne bine cunoscute în Petroșani, două doamne care au adus un aport deosebit activității partidului și mă bucură faptul că alături de o echipă puternică de bărbați avem și femei care sunt foarte bine văzute în societate. V-aș opri aici prezentarea pentru a le spune telespectatorilor noștri că doamna Monica Bocco pe lângă faptul că candidează la funcția de consilier, este și președintele organizației de femei a Partidului Pro-România Petroșani, totodată de profesie economist. Și pe doamna a doua, tu mi-o prezentați. Mariana Ghioc, care este președintele organizației Pro-România, filiala Petroșani. Și care este de profesie? Inginer. Inginer. Bun. Deci, câte femei aveți, dacă tot am vorbit, pe listă? În echipa de consilieri, pe lista completă, avem multe. Deci peste 12 persoane de sex feminin. 12. Dar avem și... În 24, asta înseamnă jumătate. Jumătate, da. Da. Și de ce am insistat pentru acest lucru? Nu suntem oameni care dau la o parte femeile, cum se întâmplă în alte partide. Deci, în primul rând, femeia contează la noi în partid. Și nu numai femeia contează, contează și în societate în general. Și ce vreau să scot în evidență, sigur că da. Și ce vreau să scot în evidență, faptul că avem foarte, foarte mulți tineri. Și aici vorbim și de băieți și de fete.
din diferite sfere socioeconomice, socioprofesionale. Și mă bucur acest fapt că noi suntem organizații care vrem să promovăm tinerii odată și pentru totdeauna. Dacă toate partidele s-au lăudat că le acordă o șansă tinerilor, noi demonstrăm acest lucru. Nu o să marșați foarte mult pe tineri. Vor veni oare ei la vot? Sper să vină. Deci aici aș categorizi pe cei care acum se duc prima dată la vot, au împlinit de altfel vârsta de 18 ani, deci au trecut pragul maturității. Ei fiind prima dată la acest examen electoral, eu le spun și le transmit să gândească ceva și să nu pună ștampila oricum și oriunde, să pună ștampila întâi pe oamenii care contează în acest oraș, pe oamenii care vor să facă ceva în acest oraș și oameni care le asigură sau le vor asigura un viitor cât de cât care nu este prea strălucit aici pentru tineri. Bun, acum haideți să le lăsăm și pe doamne să vorbească. Sigur. Și aș întreba pe doamna Monica Boco același lucru. Ce v-a atras spre Pro-România și să ne spuneți dacă candidații care sunt jumătate femei, dacă credeți că femeia poate să facă treabă mai bună ca bărbatul poate. În administrația locală? Cu siguranță poate. Ce m-a atras la Pro-România? Pro-România vine pe scena politică cu un model nou, ceea ce n-am mai văzut la alte partide. Promovează gândirea de incluziune socială, factură liberală în economie și progresist în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale. Femeia, statutul femei, statutul juridic al femeii s-a îmbunătățit în ultima perioadă. În perioada când conduceau bărbații, iar acum dumneavoastră spuneți că s-a îmbunătățit. S-a îmbunătățit, da. În toată lumea se pare că există un trend. Sunt tot mai multe femei și în consiliile locale și în parlament, doar că... Și primărițe. Și primărițe, da. Avem exemplu cel mai clar în România Bucureștiului, care a putut fi condus de o femeie până la urmă. Da. Mă rog, mai bine, mai rău, dar a fost condus. Pentru că văd că aveți emoții și să scăpați repede de ele, pentru că sunteți ca și oriunde și într-un studio până la urmă. Aș vrea să vă mai întreb dacă în programul realizat de echipa dumneavoastră din partid de acolo pentru Petroșani există ceva legat de femei și implicit de copii. Până la urmă, femeile sunt cele care dau viață copiilor. Este o problemă. Am bătut orașul și mai ales cartierele mărginașe, cum e Colonia. Am găsit familii cu o stare materială precară, care au fost nevoiți să-și retragă copiii de la școală. Ceea ce nu mi se pare corect în ziua de azi, ca copilul cuiva, că până la urmă sunt ai noștri, să nu poată să-și permită... E dreptul lui la educație. Exact. Și sărăcia materială întotdeauna atrage sărăcia educațională. Noi este esențial, de fapt, să le oferim dreptul ăsta la educație. De aceea, cu echipa mea, ne-am gândit la... Este școala numărul 5, din zona Parângu. Da. S-a construit acolo bazin de not, s-a construit sală de sport, dar școala e închisă. Nu mi se pare normal ca alți copii să nu poată merge la școală sau să fie susținuți cumva și acea școală să se ruineze. La un after school. O școală după pe școală. Care să ajutați copiii și implicit mai mult mamele. Și familia, tații, familia în sine, pentru că... Dar mamele care sunt cele care au grijă de copii, care... Exact. Și ne-am gândit la un program de after school cu un program prelungit, adică la înțelegere cu familia. Copilul poate fi dus de luni acolo și luat vinerea, să-i se ofere masă, cazare, și hrană. Cum credeți că ar putea să arate acest after school? Adică cu profesori... Exact. Luați de voluntari, la școlile profesori. Noastre voluntari, da. De la știu, tot felul de ONG-uri sau profesori, chiar profesori. Profesori, da, și voluntari. Și eu aș fi voluntar. Ați fi dispusă? Da.
Și acolo v-ați gândit la un număr de copii sau așa deocamdată? Școala e foarte mare. Deci, sunt locuri. Cam cât ați, câți copii, după părerea noastră, ar fi în Petroșani identificat, așa ce ați umblat lunile câți astea? Câți am văzut noi? Peste 50. Peste 50? Da, da. Poate chiar 100. Da, dar nu i-am depistat. Bine, acum poate sunt mai mulți, dar n-ați reușit încă să mergeți peste tot. Da, și acolo li se poate oferi și iată masă, o idee care se poate face, părerea mea, indiferent de cine câștigă alegerile. Da. Și sunt convinsă că și oamenii de afaceri îmbrățișează cu drag o astfel de inițiativă. Sigur. Și așa ar trebui și administrația locală. Și tinerii, să nu uităm, sunt rezerva strategică europene, a noastră, programe, a nu știu ce. Da. Da. Bun. Pot să fac o mică completare, dacă foarte bine a spus colega mea, acești copii, dacă nu îi integrăm acum în societate, la o vârstă fragedă. Sigur că da, la o vârstă fragedă și nu le dăm dreptul la educație, acești copii se vor pierde și vor fi viitorii asistați sociali. Da, și se insistăm. Transmite din generație în generație. Sigur. Dacă părintele nu a fost educat și nu a fost integrat cum trebuie în societate, automat și copilul la fel, îi urmează. Și mulțumesc echipei mele că aici vreau să spun că cel mai mare aport la acest proiect l-au avut doamnele din echipă, pentru că ele au simțit prima dată ce înseamnă statutul de mamă. Și ne-au și tras de mânecă și ne-au explicat, uitați-vă, măi băieți, acești copii se pierd mâine pe mâine. Și atunci noi ne-am pus pe treabă și într-o seară am creionat un proiect pe care, așa cum a spus dumneavoastră și așa cum a spus și colega mea, indiferent dacă câștigăm sau nu câștigăm alegerile, dacă vom ajunge în Consiliul Local, îl vom pune în aplicare. Acum câțiva ani, trebuie să răspund telespectatorilor, am o secvență cu domnul Francis Gheșner inedită, nu știu dacă mai spus-o cuiva, pentru că știu că dumnealui nu prea e omul care să zicem, să se laude sau... Eram în parc, dacă îți mai aduce aminte, Feri, și la un moment dat cineva dădea de mâncare la doi căței. Lângă erau doi copii, cereau să-i dea de mâncare bucata aia de pâine care cereau copiii. Respectiva persoană a zis nu, că pentru câini. Și Feri atunci a scos din buzunar niște bani și le-a dat copiilor. Voi merge și cumpărați-vă ceva de mâncare, dar de mâncare, nu alte prostii. Da. Copii, ce denotă asta? Ce denotă asta? Vă întreb pe dumneavoastră și nu pe Feri. Omul Francis Gheșner, nu candidatul neapărat Francis Gheșner. Să vă spun, eu îl cunosc de foarte mulți ani, am lucrat și împreună. Și întotdeauna m-a ajutat când am avut nevoie. Și pe colegii mei. Deci oricine îi cere ajutorul, el este la dispoziția noastră. Cu orice. E un exemplu de om. Iar pe omul Francis Gheșner, tot pe om, nu pe candidat, îl întreb cum vedeți acest lucru? Adică vrei să ajuți niște animale, nimic de zis, foarte frumos, normal. Dar când e vorba de doi copii, de doi oameni, nu vrei să-i ajuți. În ajuta pe cineva, consider că e un lucru mare, dar nu trebuie să facem merite din ajuta. După părerea mea că a ajuta este un lucru normal. Corect. Și de aceea... Dar cum vi se pare? Adică, cum vi se pare? Dai de mâncare la căței, foarte frumos. Foarte dar frumos. Când e vorba să-i dai la un om, nu mai vrei să-i dai. Mă doare acest sau lucru. Sau chiar în jur, sau îl cer. E dureros să vezi copiii înfometați la ora asta. Deci, în secolul 21. Și desculți. Și desculți, sigur că da. Și părinți care se plângeau că pur și simplu lucrau cu ziua în altă parte, la unii la alții și primeau, poate nu primeau bani, poate primeau o pâine sau, eu știu, o conservă de fasole sau ceva de genul ăsta. Și ni s-au plâns acești oameni. Și bineînțeles că, vă spun sincer, nu este mai sensibil la acest subiect. Și atunci chiar vrem să ne implicăm în acest proiect cu toții și sper să reușim și îl vom face, v-am spus și mă repet, chiar dacă nu vom câștiga primăria. Dar noi sperăm să câștigăm primăria și să fim acolo de folos comunității și acestui oraș. Bun, revin tot la dumneavoastră și vreau să continuați oarecum prezentarea echipei, iar acest lucru să-l legați de, și de faptul că
Acum câteva zile, Victor Ponta, președintele Pro-România, a fost prezent în Vale și a promis că mai revine în Vale și în județul Hunedoara în această campanie. Mă bucur că președintele partidului Victor Ponta ne-a făcut onoarea de a ne vizita și a ne cunoaște. Bineînțeles că pe cei care sunt mai vechi în politică îi cunoaște personal. Cel puțin noi ne-am bucurat pentru că a fost o revedere plăcută. Nu neapărat pentru noi, foarte mult public a venit să ne vadă. Ați văzut că am respectat toate regulile de distanțare socială, toate regulile sanitare care s-au impus pe baza ordonanțelor anunțate. Nu au fost alte probleme negative. Au venit toți candidații la funcția de primar din toate orașele Văi-Jiului, dar nu numai, și din satele învecinate din zona Hațegului au fost prezenți. Le mulțumesc și colegilor care candidează la funcția de consilier local. Nu au venit chiar toți, pentru că am vrut să ne ferim să facem un grup destul de mare datorită acestei probleme care se numește COVID-ul. Dar am găsit și o locație într-o zonă plăcută cu un gazon verde, unde s-au prezentat și colegii dumneavoastră de la televiziune și de la alte televiziuni. Le mulțumim pe această cale. Ce Ponta ne-a declarat clar, că este un prieten al Văi-Jiului, este un prieten al Petroșanului. A fost totdeauna, și telespectatorii trebuie să știe acest lucru, că Ponta a fost alături de Valea Jiului în mai mulți ani când Petroșanul sau Valea Jiului a avut nevoie. Două exemple ceva de ce a avut nevoie Petroșaniu sau Valea Jiului și Victor Ponta a ajutat, știu, în calitate de prim-ministru sau de... În primul rând s-a aprobat proiectul de Parengului. În al doilea rând au fost, nu uitați că au fost două orașe în prag de faliment, și mă refer la Lupeni și Aninoasa, și pe vremea guvernului Ponta au fost aceste redresări economice ale celor două localități din Valea Jiului, importante de altfel. Toate localitățile sunt importante. Și a și amintit acest lucru. Să nu uităm că a fost și alături de Mineritul din Valea Jiului. A fost un om care a avut dialog cu sindicatele, dar dialog nu de la o anumită înălțime, și cei de la sindicate erau secretar de stat. S-au prins secretar de stat, ci un dialog direct. Și el a demonstrat că este un om care vrea să se implice personal în salvarea economiei din Valea Jiului. Și a reușit să facă până nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mineritul a început să apună și atunci încercăm să găsim alte variante de dezvoltare a acestei zone. Da, profit că este doamna Monica Bocu aici și aș întreba-o cum vede, tot am vorbit de copii, de educație. Cum ar trebui organizat, pentru că văd și în programul dumneavoastră, da, organizată educația ecologică, pentru că noi aici în Vale avem o serie de probleme ca și în alte zone din țară, nici mai mari, nici mai mici, dar avem probleme legate de cursurile de apă, de poluare, aruncare de deșeuri și tot felul, care, după părerea mea, ar trebui să provină în primul rând, prima educație în familie, cei 7 ani de acasă, după care școala și noi toți ceilalți care suntem alături de copii. Cum vedeți dumneavoastră și cum că scrieți aici educație ecologică, cum credeți dumneavoastră că ar trebui făcută? În primul rând, prin selectarea deșeurilor. Asta e clar. Dar legat de școli, credeți că ar trebui ore, da, speciale? Da. Ar trebui făcut ceva copiii în plus? Trebuie pregătiți și instruiți. Da. De ce, Monica? Ați aduce aminte, ne-am dus pe malul Jiului, în zona coloniei, ne-am dus pe malul Malei, pârâul miroase, sălătrucul miroase. Da. Toate chestiile astea, noi le-am văzut și le-am constatat în acest oraș. Inadmisibil ca în secolul 21 un pârâu care traversează, sigur, centrul orașului, să miroase a latrină. Inadmisibil. Și ar trebui făcut la școală ceva mai mult, special, știu, eventual chiar și mass media. Da. Acești copii trebuie instruiți pentru așa ceva, trebuie educați să păstreze curățenia, să nu distrugă, să... Mă gândesc că poate că aveți, și aici îl întreb pe domnul Feri,
Poate că aveți o soluție la toată chestia asta. Da, și Monica își aduce aminte și, și tu cred că îți aduci aminte, când eram noi elevi, noi ne ocupam și aveam activități de a gestiona aceste deșeuri. Deci surplusul de hârtie, surplusul de sticle. Muncă voluntară. Muncă voluntară. Făceam câte ceva. Și nu comenta nimeni nimic. Nu comenta. Și apropo, nu ne dădea nici mănuși. Sigur. Sau nu știu ce altceva. Și nu ne îmbolnăveam. Și pentru aceea nu ne-am îmbolnăvit niciodată. Absolut. Deci aceste lucruri noi le-am observat și le scoatem în evidență, chiar dacă a fost pe vremea comunismului, dar au fost niște învățături pentru noi. Păi și să ne înțelegem, lucrurile astea se fac și în vest? Sigur. Există într-adevăr tabere speciale sau altcumva se numesc, nu muncă voluntară, dar există și în vest activități legate de partea de ecologizare a unui curs de apă a unui sigur. Și nici acolo nimeni nu zice nimic. Adică, vai Doamne, mi-ai chemat copilul să-l exploatezi. Nu. E vorba de câteva ore. Este inadmisibil ca în secolul 21, de exemplu, o canalizare a unei locuințe să fie deversată direct într-un pârâu, care ar trebui să fie poate chiar o oază de liniște și o oază de plăcere pentru o plimbare de seară pentru orice cetățean al Petroșanului. Corect. Bine, acum nici cetățenii mai în vârstă să n-aibă pretenția să vină copiii sau tinerii să le facă curățenie. Da. Adică ei aruncă cu sacii, să zic, mizeria din gospodării pe cursul apei și după aia să vină copiii de la școală sau de la liceu să le strângă mizeria. Nici asta nu-i corect și nu-i normal. Eu văd un fel, o astfel de muncă voluntară, cum vorbeam noi, făcută de toată lumea, inclusiv de tineri, dar și de cetățeni. Trebuie o și de administrația locală, care poate fi sprijinită la fel de cetățeni, în anumite acțiuni. Ca și în Occident, da, că o educație a fost o educație ecologică, da. Unde, de exemplu, măsurile sunt destul de drastice dacă nu respecti aceste reguli, de altfel elementare, după părerea mea. 500 de euro amendă. Sigur că da. Deci nu 500 de lei. Acolo nu își permite nimeni, niciun român, nu își permite să fumeze pe stradă, să arunce mucul de țigară. Dar sau un ambalaj de la o ciocolată. Sau dar românii ceva. Chiar nu o fac acolo. Și nu o fac. De frica amenzilor. Dar acasă, aici, e orice da. Lasă, că dau 100 de lei și trece. Și nimeni nu mănâncă semințe pe stradă în Occident. Exact. Bun. Hai, te rog, prezintă din echipă. Din echipă. Haideți să vă spun. Deci, pe primele locuri pe care le consideram noi eligibile, am să amintesc președintele organizației de tineret, Giuliano Bolog, un băiat deosebit, un băiat care vine din zona și sportivă, deci este antrenor de arte marțiale, este un băiat foarte bine pregătit, peste tot unde a lucrat și și-a desfășurat activitatea, are rezultate pozitive. Îl amintesc cu drag pe Daniel Ghiurca, inginer la Mina Livezeni, deci avem și din sfera mineritului un coleg. Amintesc din altă sferă, Ministerul Apărării Naționale, îl avem pe Ștefan Crăciunescu sau pe Florin Cojocaru, doi ofițeri în rezervă ai Ministerului Apărării Naționale. Cu unul dintre ei chiar am participat la o emisiune și chiar m-am bucurat că fac parte din echipa noastră, pentru că ei vin dintr-o zonă a disciplinei, a ordinii și disciplinei, pentru că e vorba de armată. Și aș putea să continui cu alții care sunt ingineri, sunt lucrători comerciali, deci din toate sferele socioprofesionale ale Petroșanului, pentru că nu neglijăm nicio zonă. Din zona învățământului avem câțiva reprezentanți. Vă spuneam adineauri că noi promovăm foarte mult tineria, că avem și un candidat foarte tânăr la funcția de președinte al Consiliului Județean, în persoana lui Dacian Ciodaru, un tânăr brav băiat, care a fost președintele social-democraților, mă refer la organizația de tineret. Și pe la sindicat, și la universitate. Sigur, deci, a lucrat și la universitate. Sigur, un băiat dezghețat, un băiat care este plin de elan și are un proiect pentru județul Hunedoara extraordinar de bun și are o priză la public fantastică. Și ce pot să spun, pentru că el a fost împins să candideze de tocmai de acești tineri social-democrați. Și candidează din partea Pro-România, dar susținut de foarte mulți social-democrați tineri, care au venit alături de ei
Dacian Ciudaru are o echipă extraordinar de bine organizată și mă bucur că facem parte din aceeași echipă, din același partid. Mi-ați atras atenția vorbind de Dacian Ciudaru, de faptul că foarte mulți membri din Partidul Social Democrat au trecut în timp la Pro-România. Să nu ascundem faptul că și noastră a fost la un moment dat în PSD. Da, așa este, am fost vicepreședintele PSD. Oare de ce așa de mult, foarte mulți? Deci oamenii cu principii, oamenii care au principii, la un moment dat, dacă principiile lor nu coincid cu principiile partidului, nu-și mai regăsesc locul acolo. După părerea mea, Partidul Social Democrat a fost și poate există, este și acum un partid cu oameni deosebit de bine pregătiți, dar acești oameni sau valorile nu sunt lăsate să iasă la suprafață. Iată și cazul lui Dacian Ciudaru. Deci a fost împins, practic, să plece din partid și a găsit o oportunitate în Pro-România, unde, atenție, la noi se face altfel de politică. Și la ora asta, deci, noi suntem soluția viabilă pentru o schimbare totală a mentalității în politică. Explicați-le oamenilor ce înseamnă o altfel de politică. Altfel de politică. Să uite omul acum, stă la televizor, vă vede, vă aude, mă, ce altă politică? Domnul Brand, în primul rând, ce pot să vă spun? Ambele mari partide, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, au fost la guvernare, da? Au demonstrat, la un moment dat, că încep să guverneze bine după aceea imaginea lor a început să decadă, pentru că măsurile pe care le-au luat nu au fost poate cele mai potrivite. Adică vreți să spuneți... Și imaginea lor, datorită acestor... De 30 de ani am fost conduși tot de aceeași... De același... Aceleași formații politice, mă rog. Păi domnul Bran, și acum mă uit la marile, aceste două mari partide și văd aceiași candidați. Deci nu văd o mare schimbare. Iată, această schimbare o facem noi, cu oameni noi, oameni bine pregătiți, oameni care nu, poate chiar oameni care nu au făcut deloc politică. Deci vrem să aducem un curent nou politicii românești. Asta nu numai la nivel local, ci la nivel central. Bine, cineva acum ar spune, auzind oameni noi, păi dumneavoastră nu sunteți nou, domnule Gheșner. Noi promovăm oameni noi. Deci noi nu suntem, eu de exemplu nu sunt un nou. Promovarea oamenilor. Promovarea oamenilor noi și promovarea oamenilor la locul potrivit, omul potrivit la locul potrivit. Cum e doamna de lângă noastră, doamna Monica Bocu, care ați mai făcut politică? Nu. Deci, iată, un exemplu clar. Bine, acum... Ca să candidez pentru consilier local, părerea mea că mai puțin ești politician, decât, exact. Mai degrabă administrator. Da. Este legătura dintre cetățean și primărie. Politica o fac cei de la vârful partidului, dar consilierii până la urmă sunt niște administratori, cum ar trebui să fie și primarul până la urmă. Un administrator bun, un gospodar bun al exact. Orașului. Nu, eu aș fi de acord să, cu alt termen, de exemplu primarul trebuie să fie un bun manager. Un bun manager, bun. Un dacă bun manager că primăria mai are și alte activități. Sigur, da? Are mai alte activități și dacă primarul este un bun manager, atunci în subordinea lui toată aparatura din subordine lucrează așa cum ar trebui să meargă un ceas. Sunteți pregătite pentru Consiliul Local, să zic, pentru când veți ajunge acolo în Consiliul Local, vor fi tot felul de proiecte, de dezbateri, de știu, o să aveți înainte de ședințe unde veți lua toate proiectele la rând și vă veți uita da. Pe el pentru avize și așa mai departe. Veți avea probabil și ceva de spus, veți fi contrată de ceilalți. Deci un mic parlament local, să-i exact. Spunem. Sunteți pregătite? Da, mă simt pregătită. Și noi suntem o echipă. Noi ne bazăm unul pe altul. E... Și Monica, te rog să spui că nu suntem yes men. Da. Deci nu suntem cei care numai ridicăm mâna și... Suntem de acord. Deci în... noi am discutat orice... Vi se pare că s-a mers pe chestia da, ta cu yes da, așa este. Deci trebuie să recunoaștem că există un pact și o alianță între PSD și PNL la ora asta în Consiliul Local Petroșani. Și nu trebuie să ne ascundăm există de acest lucru. Există foarte mulți consilieri în toată Valea Jiului care n-au inițiat nici măcar un proiect odată. N-au dezbătut nici măcar un proiect odată. Și, într-adevăr, au ridicat doar mâna. Sau s-au abținut. Dar vă întreb, domnul Bran, pe dumneavoastră și pe
toți ceilalți care au activat în consiliile locale sau în consiliile județene și a făcut cineva un raport de activitate după în fiecare an. La noi, de exemplu, noi am impus această regulă, deci orice candidat care ajunge în consiliul local, după un an de zile își face un bilanț al activității și acel bilanț îl analizăm cu toții. Deci acel bilanț trebuie să fie un bilanț pozitiv. Pentru că dacă nu vedem implicare, atunci renunțăm la cel consilier. Pentru că dacă nu și ne vine următorul de pe listă. Următorul de pe listă. Așa este corect, pentru că și așa este democratic și așa trebuie să facă fiecare partid în parte. Pentru că dacă în acel consiliu local lumea, populația așteaptă o mișcare, așteaptă o schimbare, atunci acea schimbare trebuie să se facă. Deci dacă noi acum promitem populației și orașului diferite proiecte și vrem să le implementăm, aceste proiecte sunt așteptate de acei cetățeni care ne-au votat și ne pun ștampila pe buletinul de vot. Să întrebăm o doamnă a Petroșanului, ce nu-i place în Petroșan? Ce schimbare ar dori să fie făcută? Fațada o zonă undeva, în primul rând. Fațada. Fațada blocurilor. Da. Este trist. E un oraș trist. E gri. Nu e. Tinerii ne pleacă, suntem pensionari și cei care avem norocul să avem un loc de muncă. Atât am rămas aici. Și pentru tineret nu e nimic. Deci, locuri pentru tine, pentru petrecerea timpului liber. Exact, da. Fațadele, deci asta înseamnă, mă gândesc, și reabilitare tehnică. Reabilitarea locurilor, da. A acoperișurilor, da. Care stau să ne cadă în cap, da. În multe localități. Colonia, asfaltare, canalizare. Colonia, da. Nu... Este asfalt. Spunea o mămică acolo că fetele ei pleacă dimineața când plouă, în cizme, și stau 6 ore la școală ude la picioare. Nu mi se pare normal în 2020 să trăim așa ceva. Acum, cred că și ferii știe 80% din străzi cam au fost asfaltate, dar într-adevăr au rămas. Unde 20, am fost, 20 era groaznic. Au rămas încă. Oameni gospodari, case frumoase și nu aveau asfalt, nu aveau canalizare. Promisiunile există prin anumite proiecte naționale, prin PNDL-ul, nu știu ce, dar totul e de durată. Da. Deci aici, față de cum arăta colonia acum 20 de ani, să zicem, s-a schimbat mult treaba în raport de străzi. Dar încă mai este, într-adevăr, mai sunt eu oameni, rămas uimită, mai sunt oameni care nu au străzile cum da. Trebuie și nu au cam nimica pe acolo. Da. Deci, categoria asta de oameni vreți dumneavoastră, Pro-România vrea să se ocupe de ea, de oameni, dacă câștigați alegerile, adică să le creați și lor confortul și să le dați sprijinul. Nu? Sau asta vreți nu neapărat. Nu numărat doar această categorie de oameni, că aici, de exemplu... Nu, da, printre altele. Printre altele, bineînțeles, da. Pentru că știți ce se întâmplă și, poate mă repet, acești copii care și aceste familii, dacă nu sunt reintegrați un pic în societate, ajută la creșterea infracționalității din zonă și peste ani și ani, nu vorbim acum, dezvoltarea clanurilor interlope, dumneavoastră știți foarte bine că acum în ultima vreme clanurile interlope cam fac legea în România și în marile orașe, nu vrem să se întâmple acest lucru și la Petroșani. Și atunci, dacă noi din start, de încă de la o vârstă fragedă, luăm acești copii, îi educăm, poate îi facem viitor sportiv, pentru că amintea colega mea, mămica, că la acea bază de la școala generală numărul 5 există un bazin de not, o sală de sport, deci acolo putem să... O sală de box pentru... Sigur că da, sigur că da. Și prin aportul unor antrenori, că am și luat legătura cu câțiva, poate mâine vorbim de viitor campion național sau chiar european sau mondial. Dar trebuie să îi luăm de acum. Ce înseamnă? Alături de învățătură să facă și un sport, să facă și o educație de alt tip. Poate unii sunt foarte buni la literatură, alții sunt foarte buni în pictură. Da. Bun. Aș intra pe o categorie grea, cum ar veni, pentru Valea Jiului, turism. Cum îl vedeți actual? Perspective? Și apoi vom vorbi și de celebra lampă de miner pe care o aveți în program. Scrie acolo, lumea nu înțelege ce lampă de miner. Sigur. Deci să le luăm pe rând. Cum vedeți, și vă întreb aici pe ambii invitați, cum
Cum vedeți în momentul de față, și ne referim la Petroșani acum, nu la Valea Jiului, turismul local? Deci, în primul rând, Petroșanul are o situație geografică deosebită. Avem un aur peste tot. Dacă te uiți înspre vest, est, nord, sud, vezi numai frumuseți naturale. Parângul este un aur. Deci Parângul trebuie exploatat la maxim. Ce înseamnă? Vara poți face turism ecologic, alpinism, agroturism. Ah, și la, apropo de agroturism, o să vă completez ideea, să nu ne uităm ideea niciunul dintre noi. Iarna, vorbim de sporturi de iarnă, dar aici se pot, pârtiile sunt competitive de nivel de campionat mondial. Deci noi sunt trebuie să dezvoltăm, lungi. Sigur că da, și foarte lungi și de diferite dificultăți. Și atunci noi trebuie să ne lăudăm, să promovăm Valea Jiului, să promovăm Parângul. Eu mă întâlnesc cu foarte mulți, am foarte mulți prieteni în țară și peste hotare și nu precupețesc niciun efort să promovez Valea Jiului. Ce note ați da turismului local în momentul de față? Pe o scară de la 1 la 10. Dacă ar fi să dau în general nota turismului, aș da nota 6. Nota 6, dar până la nota 10 mai sunt încă 4. O să vorbim la ce v-ați gândit să îl aduceți spre nota 10, pentru că e clar că e un domeniu unde nu poți să termini în 4 ani tot. Dacă îmi permite să mai... doar o mică precizare. Da. Ca să dezvolți... Da, asta e și iar acum îi ridic mingea la fileu. Atâta vreau să spun că despre turism. Dacă vrei să dezvolți turismul, trebuie să lași investitorii să vină. Nu trebuie să închizi orașul. Și aici primul lucru care trebuie să-l faci, rezolvarea problemelor cadastrale la nivel de zonă. Pentru că dacă vrea cineva să achiziționeze un teren care actualmente este proprietate privată, acel proprietar nu are actele în regulă. Se știe foarte bine că toate măsurătorile cadastrale se pot face pe fonduri europene și ăsta ar fi unul dintre punctele noastre primordiale pe care trebuie în primii 4 ani să le rezolvăm, odată și pentru totdeauna. O să revin că mai trebuie pe lângă asta să mai faceți și altele, că urma să vă întreb. Sigur. Dar v-ați grăbit puțin, dar o lăsăm și pe doamna să ne dea o notă la turismul local. La fel. Tot 6? Da. Ce nu vă place și ce vă place? Actual, vorbim de actual. În primul rând, când ajungem Parâng, nu-ți place așezarea cabanelor. E fără rost. E un amalgam. Nu s-a respectat un proiect. Plan de urbanism. Exact, da. Și... s-a făcut telescaunul acela de la Rusu. Eu acum 2 săptămâni am vrut să urcăm, dar nu urcă. Trebuie un număr de... Bine, asta se întâmplă și la Lupen cu telegondola și în alte părți. Am înțeles că se consumă foarte mult curent și dacă nu sunt 20 de persoane, poate face alpinism, lucrează în pierdere sau ceva extrem, de toate. Dar asta e problema, e că au dreptate că se lucrează în pierdere dacă nu sunt 20 de oameni. Dar cum facem să aducem cei 20 de oameni să fie tot timpul? Trebuie adică promovat. Aici o să întreb pe domnul Peri, v-aș mai întreba doar ce vă place. Oamenii. Din Parâng? Da. Deci nu găsiți alte... Da, domnul Feri, cum facem să-i aducem acei 20 de oameni să meargă telescaunul sau telegondola când o fi permanent? Deci, în primul rând, trebuie rezolvată infrastructura din Parâng. Și aici nu mă refer numai la drumul de acces, care atâta tam-tam s-a făcut, dar acel proiect a plecat din perioada 2008-2012, când eram în Consiliul Județean și chiar am susținut acel modernizare acelui drum. 709F. Deci le știm. Dar nu contează, chiar și după atâția ani, dacă se face, e un lucru bun făcut, aduce poate un plus valoare zonei turistice, pentru că știți cum e, și românul este foarte obișnuit ca să urce în munte cu mașina, că asta este o problemă. Bine, am înțeles, dar acum dumneavoastră ați umblat, până la urmă aveți și origini austriace, da? Și ați umblat în Austria. Sigur. Și până în cel mai vârf, cum zic ei, nu cel mai mare, cel mai vârf, exista drum care te ducea până acolo și acolo o cabană plăștită și vedeai toată valea, da? Deci nu doar în România. Nu-i într-adevăr, ei nu vor să urce cu mașina, dacă urcă, dar nu fac ca noi tot timpul
Și mai vin și cu excursii organizate, adică un microbus care îi aduce pe toți și nu știu ce. Dar toată Austria e plină de drumuri până în vârf. Știu, știu foarte bine că știu. Așa că un drum, cred că e binevenit. Dar nu numai în Austria, și în Elveția, și în Liechtenstein, și în să alte zone. Că și în Straja drumul a ridicat foarte mult. Foarte mult. Este un lucru bun și laud, dimpotrivă, este un lucru, și nu numai bun, este foarte necesar pentru turismul din zonă. În primul rând ușurează aprovizionarea cu tot ce cu se tot. Poate aproviziona acolo, inclusiv cu material de construcție. În al doilea rând, trebuie rezolvată canalizarea. Deci este un lucru elementar care, dacă nu o rezolvăm, distrugem toată natura. Pentru că și noi turiștii suntem vinovați din cauza acestui lucru. Inadmisibil. Da, interesant de ce în Straja se poate face canalizare, în Pasul Bălcan se poate face canalizare și la... Aici, în Parâng, deocamdată încă mai sunt discuții. Nu este un proiect viabil pentru canalizarea întregei, hai să spunem, semilocalități care, sau stațiuni care se află în Parâng. Deci, în primul rând, trebuie rezolvată problema canalizării. Aprovizionare cu apă, obligatoriu. De multe ori cad problemele furnizarea de energie electrică. Poate în viitorul apropiat putem aduce gazul. Și mai e o chestie. Noi spuneați de consumul mare de energie electrică. Dar ce ne oprește pe noi să producem energie electrică? Eoliană, de exemplu. Bine, acum dacă intrăm pe energie... Nu, de aia spun. Deci nu ne oprește nimeni. Deci noi putem genera, deci este o zonă unde avem și ape de munte care pot genera energie hidrotehnică, bate și vântul. Deci nu suntem o zonă vitregită de... La acele baterii solare care se pot pune. Sigur că da. Deci, pe orice cabană. Deci soluții sunt. Dar pentru asta, eu ce aș face eu dacă aș fi, dacă voi ajunge primar, eu în primul rând voi face un statut juridic acestei stațiuni Parâng. Printr-o asociație. Deci asta va fi prima... Primul lucru, pentru că dacă nu facem o asociație care să se numească, eu știu, pentru Parâng sau pro-Parâng, deși există aceste asociații, noi nu putem fi o voce comună. Și atunci acea voce comună, printr-un reprezentant al lor, să vină cu proiecte, soluții, primăria trebuie să fie un real partener cu acești investitori care își desfășoară activitatea în Parâng. Obligatoriu. Asta e primul lucru. Primul lucru. Apoi pe linie de infrastructură, de investiții, știu ce... De investiții, în primul rând, trebuie să rezolvăm și să schimbăm proiectul de hotărâre locală care a fost din 2012, când prețul concesiunilor în Parâng a urcat la aproape 17 lei pe metru pătrat. Deci e destul de mult. Și atunci vom încerca să facem în așa fel, să împăcăm și economia locală, să împăcăm și viitorii investitori. Dar nu ar fi indicat ca foarte multe investiții să se desfășoare sus în munte, ci ne-am axat mai mult pe dezvoltarea orașului Petroșani. În munte ce ar mai trebui? Poate câteva locuri de cazare, dar câteva locuri de cazare clasificate. Deci sunt foarte puține locuri de cazare la ora asta clasificate. Deci există pensiuni, cabane care ar trebui să-și rezolve problema clasificării. Obligatoriu, pentru că și să intre în circuitul turistic. Apoi, alte investiții, nu vorbim de cele din oraș care a zis, că vorbim și de ele. Pârtile. Deci pârtile trebuie odată și după aceea acel telescaun care se lege TS3 de TS4, deci zona Slima și de vârful muntelui și Parângul Mic, deci proiectul care a fost inițiat. Cred că ăla e esențial, acel telescaun. Sigur că da. Dacă și acel un turist dezvoltat. Deci tot Straja a reușit să ducă până în vârful Straja. Sigur. Până în vârful muntelui. Da. Și aici s-ar putea, deci... Deci obligatoriu, toate investițiile din Parâng, proiectul trebuie continuat, este păcat să nu continuăm acest proiect. Iar în paralel trebuie să dezvoltăm orașul în partea de jos. Pe partea cu Petrila ceva? Că și acolo ar fi zona... Zona mie îmi place, Cheirejețu. Păi dacă vă uitați, oriunde am spus, Petroșanul este înconjurat de chei și toate sunt rezervații naturale. Și aici vorbim de cheile Jiețului, cheile Taiei, cheile Roșiei, cheile Bolii, ce să vă mai spun? Da, deci sunt numai chei, rezervații naturale, de Vileujiului care este în parc național.
Deci avem niște frumuseți extraordinare, șanse de a dezvolta ecoturismul. Dar cu agroturism, hai să vorbim un pic. Cine ajută pe oameni să facă treaba asta? Știți bine că sunt... la primărie, dacă se duce, nu vorbim de Petroșani acum, oriunde. Se duce la primărie, domnule, vreau să fac un proiect. Nici nu stă nimeni de vorbă cu tine. Domnule, mă ajut și pe mine, dă-mi și mie niște idei, niște, un sprijin, ceva, nimic. Noi insistăm foarte mult pe parteneriatul public-privat. Deci în ce înseamnă? Nu ar trebui primăria să aibă și un astfel de birou, ba da, care să vină omul și să stea cu el un pic, să-l... Obligatoriu și atenție, deci... Deschide la minte. Primăria și Consiliul Local trebuie să fie un partener de dialog cu oameni de afaceri, cu mediul academic, cu diferite firme de turism și firme care promovează zone, nu neapărat din România, poate în lume. Pentru că Petroșaniu și Valea Jiului are nevoie de o promovare pozitivă. După cum ați văzut dumneavoastră, în toate televiziunile au apărut doar promovări negative. S-au filmat tot ce a fost mai, hai să spunem, mai rău în Valea Jiului. Și pe mine m-a durut foarte mult, dar nimeni n-a făcut un film cu frumusețile Văii Jiului, cu oamenii de aici, cu obiceiurile de aici. Din ecran de acolo îmi sare deja în cap, aud pe cineva zicând, Brane, cum poți să spui să vină la primărie gratuit să-ți dea? Astea se fac pe bani tot. Toate, domne, dacă vrei să faci agroturism și afaceri, scoți banul, plătești. E, nu e așa. Sunt oameni care poate au pământ, poate au o căsuță acolo și poate banii au mai puțin. Poate au o vacă, un porc, nu știu ce. Și poate nici nu au atâta școală, dar ei ar vrea să facă. Nu ne-ar ajuta pe toți ca și omul respectiv să poate fi împins într-o afacere, ajutat, sprijinit, ca după aceea să vină turiștii care să consume bani în Petroșani, inclusiv și la el, dar și în Petroșani. Știți, deci așa trebuie gândit. Sunt inițiatorii... Sunt convins că unii ne acuză acum. Păi ce, primăria au ajuns să facă muncă voluntară cu proiecte? Corect spus. Ce vreau să vă spun și cu asta închei ideea, suntem inițiatorii, adică subsemnatul, inițiatorul unei legi al zonelor periurbane. Uh-huh. Deci noi am abordat acest subiect, am trimis pe vremea aceea la Ministerul Agriculturii, era Ilie Sârbu, am și răspuns de la domnia sa, am trimis o scrisoare și la Ministerul Dezvoltării, ce înseamnă legea zonelor periurbane. Deci abordează o zonă care este pe marginea orașelor mari, în unele orașele mari care se pot extinde pe orizontală, au înglobat aceste localități periurbane, hai să spunem, la ei vorbim de zone metropolitane, dar la noi aici vorbim periurbane, de zone periurbane. Deci acești oameni, dacă nu sunt ajutați, nu pot să facă nicio afacere, nu pot accesa fonduri europene. Vom vorbi în alte emisiuni de treaba asta, pentru că noi am avut de la ZVJ inclusiv o inițiativă, am trimis la minister, nu mai veni niciun răspuns. Deci cu treaba asta cu periurban și avem mult de discutat, pentru că într-adevăr sunt oameni care nu pot să facă afaceri. Vă mulțumesc că ați venit în emisiune și pentru ultimele două minute l-aș întreba pe Feri foarte pe scurt, că rămânem cu lampa de miner. Lampa de miner pe care am propus-o în centrul orașului, adică mai exact în parcul Caroșetăr, atenție, nu este o lampă obișnuită, este o construcție și este un obiectiv turistic. Un obiectiv turistic deosebit va fi și un simbol al Petroșanului. La parter va fi amenajat un muzeu al orașului Petroșani, al orașului Petroșani vechi. Aici am discutat cu foarte mulți colecționari de fotografii. Un muzeu al personalităților locale, iar în sus se urcă cu liftul, se vede și panorama orașului, probabil cu 2-3 cafenele sau un mic restaurant. Deci un obiectiv turistic. Acolo, acea lampă de miner va aduce bani în Petroșani. Cu siguranță vom mai discuta și de acest subiect, care pare foarte interesant și foarte benefic pentru Petroșani. Stimați telespectatori, emisiunea noastră se termină aici. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit în studio și vă mai așteptăm. Mulțumim. O seară bună în continuare, alături de Capital TV. La revedere! Seară frumoasă!